recitesc versetele de la 9 la 11, cântând cântarea asta, m-am gândit, pare cum va fi în acea zi? O, ce zi! Ce glorioasă zi! Când îl vei reîntâlni pe Domnul Isus Hristos, când față în față vei sta cu Domnul Isus și cu toți Sfinții Domnului care l-au iubit, care l-au urmat și care toată viața și-au pus la dispoziția Domnului. Versetul 9 la 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă puteți recupera locurile. În seara aceasta ne reamintim că de pe muntele măzlinilor Domnul Isus Hristos, în timp ce povestea cu ucenicii Lui, s-a înălțat la cer. Vedeți, noi percepem înălțarea Domnului Iisus Hristos ca fiind un eveniment extrem de strălucitor. Noi ne gândim că înălțarea a fost un eveniment unic și adevărat. Da, au mai fost alți oameni care au fost înălțați la cer, dar dacă vom fi atenți, vom observa că nici unul nu s-a înălțat singur. Da? Uitați-vă la Enoch, despre care Biblia ne spune că a fost mutat, nu a fost înălțat la cer, a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea, dar nu s-a mutat singur. Adică nu s-a mutat prin propria lui putere. Uitați-vă la un Moise despre care Biblia vorbește că cineva l-a îngropat. L-a îngropat în vale. Nimeni nu-i cunoaște mormântul, nu avem detalii de coordonate GPS pentru zona în care se afla. Până și arhanghelul Mihail a trebuit să se lupte cu diavolul pentru identificarea, sau mai precis, pentru a găsi Trupul nensuflețit al lui Moise, pentru că Sufletul și Duhul lui erau la Dumnezeu. Trebuie dovadă pe muntele schimbării, la față știți bine, i s-a arătat Moise și Ilie, și culmea este că omul Isus Hristos, pe muntele taborului, a vorbit despre sfârșitul lui. Care om, atunci când e în glorie, vorbește despre finalul vieții lui? Care om este interesat atunci când totul este strălucitor? Da? Și pe muntele schimbării la față era lumină, era într-o haină pe care niciun înălbitor, spune Biblia, nu putea construi, niciun croitor nu poate da. Atât de albă era hainele, era haina Mântuitorului, erau hainele lui. Și uitați-vă că Iisus Hristos vorbește despre un subiect pe care rare ori oamenii importanți, rare ori oamenii care sunt în plină glorie, sunt gata să vorbească despre asta. Vorbea despre finalul lui pământesc, de pe pământ. Da? Uitați-vă că Moise a fost îngropat în vale. Da, e adevărat că nu i s-a găsit trupul nensuflețit, dar a fost, rețineți, îngropat în vale. Uitați-vă la un Ilie pe care Biblia îl prezintă ca fiind și el înălțat la cer și la un moment dat prorocii, fiii prorocilor îl abordau pe Elisei când Elisei mergea după Ilie, nu se oprea la niciun popas, n-a vrut să se oprească nicăieri, deși de fiecare dată Ilie le-a zis, rămâi aici, rămâi la Gilgal, rămâi în celelalte locații, inclusiv înainte să treacă Iordanul, le-a zis, rămâi aici. Dar de fiecare dată, fii prorocilor îl abordau pe Elisei și îi puneau o întrebare, știi că Domnul, rețineți, că Domnul îl răpește, îl ridică pe Ilie deasupra capului tău? Adică Ilie nu are capacitatea necesară, nu avea capacitatea necesară să se autoridice. El nu se putea înălța la cer, mai mult, doi împărați, capitolul 2 ne prezintă faptul că în acel moment în care s-a ridicat la cer, din, în prezența lui Dumnezeu, din cer, au coborât niște care de foc la care erau angrenați niște cai de foc și Ilie s-a urcat în carul de foc și așa s-a ridicat la cer singura persoană, singurul om în istoria lumii care s-a ridicat singur, fără să aibă nevoie de vreo forță exterioară lui la cer, este omul Iisus Hristos. Versetul 9 spune clar, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat el, s-a înălțat la cer. Este singurul om din istoria lumii care nu doar că a sfidat forța gravitației călcând pe ape, dar a călcat, călcat până la urmă și Petru pe ape. Dar este singurul om care în așa maniere a sfidat legile naturii, încât a avut capacitatea să se auto-ridice la cer, să se înalțe. Dar uitați-vă că această înălțare a lui Isus, ca om la cer n-a fost simplă pentru ucenici. Este o înălțare formidabilă, uimitoare, nemai întâlnită în istorie. O singură dată se mai repete istoria asta. Când Biblia spune, în același fel cum l-ați văzut, adică fizic, cu trupul pe care l-a avut fizic, vizibil, s-a înălțat la cer, în același fel va veni cum l-ați văzut mergând la cer. Și când El va reveni pe norii cerului, după Biserică, Biserica lui Isus Hristos, întreaga Biserică, ce scenă uimitoare, va avea aceeași capacitate de la Dumnezeu, dar tot cu puterea lui Dumnezeu, se va ridica la cer. Se va ridica pentru că spune Apostolul Pavel când va suna trâmbița lui Dumnezeu, când însuși Domnul cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel va veni din cer și toți cei ce au murit în Hristos vor învia. Credeți asta? Credeți că aceasta e o realitate? Toți prietenii voștri, toți cei ce au fost în Hristos, părinți, bunici, oricine a plecat înaintea noastră la cer, va sfida betonul, va sfida pământul, lutul, va sfida tot ce înseamnă forța aceasta efemeră și se va ridica, va fi îmbrăcat într-un trup de slavă, asemănător cu trupul mântuitorului cu care s-a înălțat la cer și ne vom ridica împreună cu ei, toți care vom fi în viață, împreună cu cei ce au înviat, dintre cei morți, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Pentru a fi, spune cuvântul Domnului Apostolul Pavel, totdeauna cu Domnul. Înălțarea lui Isus ne vorbește despre faptul că într-o zi adevărații creștini nu vor rămâne pe pământ. Adevărații creștini se vor înălța asemenea mentorului lui și a mentorilor lor, asemenea lui Isus Hristos care i-a învățat, care i-a mentorat, care i-a ajutat pe durata vieții aștepți ziua aceea. Aștepți acel moment în care să uiți de tot și să te înalți ca să-L întâmpin pe Domnul Isus Hristos în văzduh. Doamne, ajută-ne pentru ziua aceea să trăim o viață curată să respirăm de așa maniere încât întâlnirea noastră cu Isus să nu fie doar un ideal, să nu fie o iluzie, să nu fie ceva iluzoriu care să nu se fie derulat niciodată, ci să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Îmi doresc asta pentru voi care sunteți aici, îmi doresc pentru cei ce sunt la demisol, îmi doresc pentru cei ce sunt acasă online, oriunde te-ai afla, să trăiești și tu acel moment, pentru că înălțarea Mântuitorului ne vorbește despre modul în care, într-o zi, adevărații creștini se vor înălța și ei. Dar să revenim la ce au simțit ucenicii. Cuvântul Domnului spune, vorbeau într-un mod natural, pe când vorbeau, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el. Iisus Hristos a terminat cu marginile pământului, și după ce a terminat cu această expresie, spune Biblia, au observat că pământul începe să fie lăsat jos. Picioarele Mântuitorului se ridică tot mai mult. Vă rog să vă puneți în pielea ucenicilor. Imaginați-vă că ați fost cu Isus Hristos trei ani și jumătate. Imaginați-vă că ați umblat cu Isus Hristos pentru ca să îl urmați îndeaproape, moment după moment. Ați văzut minuni, ați văzut exorcizări, liberă de demoni necurați. Ați văzut momente în care El a înviat morți. Ați văzut momente în care El s-a apropiat de oamenii care nu mai aveau nicio șansă. Erau într-un șans al societății, nu mai aveau niciun viitor ca Bartimeu. Și Isus Hristos a făcut timp în marea masă de oameni care îl înconjura să se oprească. Să îi trimită pe foștii certăreți la Bartimeu și să-i spună chemați-l chemați-l, vreau să vorbesc cu el. El nu mă vede, dar eu îl văd. Vreau să îl întreb ce are nevoie. Și Iisus Hristos s-a apropiat de urechile lui care erau atât de murdare probabil. Și Iisus i-a zis, ce vrei, ce vrei să-ți fac? Un Iisus Hristos care a mers numai pentru binele oamenilor. Un Iisus Hristos care la un moment dat l-au identificat ucenicii ca murit. Moartea lui a fost certificată. După trei zile, spune Biblia, chiar a treia zi a înviat din morți. Mulți au fost îngândurați, au fost îndoielnici, dar de mai multe ori, în mai multe ocazii, în cel puțin șapte arătări, Iisus Hristos le-a demonstrat că El a înviat. Biblia spune că timp de 40 de zile li s-a arătat prin multe dovezi deseori și prin toate aceste dovezi le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Le vorbea despre faptul că el nu este un împărat de pe pământ, că el n-a venit să trăiască doar 3 ani și jumătate sau 33 de ani și jumătate și apoi să încheie socotelele cu lumea asta și să fie un rege efemer că chiar dacă ar fi trăit 100 de ani, tot trecea din lumea asta. El a venit să întemeze o împărăție a cărei obârșie este din veșnicie până în veșnicie. Lăudat să fie în numele Lui. Binecuvântat să fie împăratul împăraților și Domnul Domnilor Isus Hristos. Amin? Glorie lui Iisus Hristos. Împăratul Isus Iisus Hristos le vorbea despre adevărata împărăție. Dar vă rog să înțelegeți, era un dialog natural. Iisus Hristos nu le-a zis, aveți grijă, în minutul 45, porniți timerul, vreau să mă ridic la cer. Nu le-a zis foarte multe în timp ce era pe pământ despre înălțarea sa la cer. Și în timp ce vorbeau, după 40 de zile în care din nou s-au renăscut speranțele ucenicilor, când din nou au început să se reașeze în încrederile lor în Dumnezeu, când au început să aibă putere din nou, ceva se întâmplă. Trupul lui Iisus Hristos se ridică se ridică, se ridică tot mai mult și imaginați-vă că rămâne un punct pe cer. Dar înainte să rămână un punct pe cer, Biblia zice, apare un nor. Și versetul 10 spune foarte clar, chiar versetul 9, și un nor l-a ascuns pe Iisus din ochii lor. Mesajul pe care îl am este următorul, ce faci când Iisus e ascuns? E frumos să spui despre Iisus Hristos când toate îți merg bine. E în regulă să lauzi pe Domnul când toate îți merg ca pe roate. Când pe bolta vieții toare e doar soare, totul roz, ai parte numai de flori, de osanale, de glorii, de aclamații. Când îți merge totul bine, când mergi din 10 în 10 la examene, adică doar note de 10 ai, când ajungi să rezolvi toate problemele, când toate relațiile tale, când tot ce înseamnă socializare merge așa, brici, n-ai nicio problemă. E ușor, E ușor să crezi în Isus Hristos când n-ai nicio problemă fizică. E ușor să crezi în realitatea Mântuitorului și a vieții Lui atunci când ți se arată. Când îl vezi că merge cu tine pe drum, când îl vezi că îți oprește roți pe drum, cum mi s-a întâmplat și mie, când vezi că blochează mașini care vor să se apropie de mașina în care tu ești, când se întâmplă să fii binecuvântat, când vezi că operația cuiva drag a reușit, tot e în regulă. Dar vine o zi, vine o zi sau mai multe, când un nor ți-l ascunde pe Iisus. Vine o zi pe care n-ai vrea să o trăiești în istorie. Vine o zi care n-ai fi vrut să fie pe hartă, n-ai fi vrut să fie în calendarul vieții tale. Un mare om al lui Dumnezeu trăcea printr-o astfel de circunstanță. Ascultați ce strigă Iov în durerea lui. Ascultați ce strigă, el începe de la, de la capitolul 12, în cartea care îi poartă numele și dă un răspuns, moment după moment prezintă durerile lui. Ascultați ce zice el, tăceți, versetul 13, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmple-mi se ce mi s-ar întâmpla, îmi voi lua carnea în dinți, îmi voi pune viața în joc, da, mă va ucide, n-am nimic de nedăjduit dar îmi voi apărea protarea în fața lui, vorbea despre Dumnezeu. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un elegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Ascultați, ascultați cuvintele mele, zice Iov, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina, că știu că am dreptat. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri, fămi, și nu mă voi ascunde de fața ta. Trage-ți mâna de pe mine, zice eu, vorbind cu Dumnezeu, și nu mă mai turbura cu groaza ta. Apoi, cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspunde tu. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele, zice Iov în durerile lui. Și acum pun o întrebare care e dureroasă. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferința mare? Și pentru ce să mă pedepsești? Pentru greșelile din tinerețe? Pentru ce să împui pui picioarele în butoci, să-mi pândești toate mișcările, să-mi pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de molii. Eu vin în durerea lui și o zice, mă simt ca o frunză suflată de vânt. Cine nu mai contabilizează? Cei de la salubritate o iau ușor, adică repede, că vor să-și termine jobul. Așa sunt un tomberon și dispară. Bate vântul și nu mai vede nimeni. Vrei să mă urmărești, zice Iov, ca un pai, ca pe un pai uscat. Cine caută un pai uscat? E vorba de pai și să și uscat. Nici la foc nu-i potrivit că prea repede arde. Pentru ce? Îmi-a scos fața ta, zice Iov. Îmi vei spune, frate, că le. Ți se ascunde Dumnezeu când păcătuiești? Da, sunt momente în care, din cauza păcatului, din cauza păcatului, Dumnezeu se retrage. Ascultați ce strigă Dumnezeu. Versetul 8 din Isaia 54. Citeți chiar și versetul 7. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi. Cu mare dragoste zice Dumnezeu. Versetul 8 spune, într-o izbucnire de mânie, îmi ascunsesem o clipă fața de tine. Doamne, știu că ai avut motive să te mânii pe mine. Știu că păcatul a generat mânia ta. Dar, Doamne, mă lași acolo? Nu voi mai avea nicio altă soluție? Dumnezeu zice, chiar dacă am avut o izbucnire de mânie datorită sau din cauza păcatului tău mai precis, și am fost nevoit, a zis Dumnezeu, să-mi ascund fața. Ține minte, dragul meu, ține minte, draga mea, zice Dumnezeu. Că am făcut asta numai o clipă. Dar vreau să-ți transmit ceva, zice Dumnezeu prin profetul Isaia. Dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Îți imaginezi ce vrea să zică Dumnezeu? Oare ne putem pune noi în pielea lui Dumnezeu puțin la dimensiunea și la măreția lucrărilor sale? Putem noi să realizăm ce face Dumnezeu? Dumnezeu se uită, spune un alt context, înspre toți locuitorii Pământului. Și marea majoritate dintre noi, noi locuitorii Pământului, a meritat ca Dumnezeu să nu ne mai aibă în arhivele Lui. A meritat ca Dumnezeu să ne scoată afară din statisticile Lui, să nu mai avem nicio șansă, să fim distruși, să fim omorâți, să fim anihilați. Nu merităm Harul Mântuitorului, nu merităm nimic din partea Lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu vine cu dragoste, cu milă înspre noi. Și Dumnezeu zice, omule bun, dar din cauza păcatelor tale mi-am ascuns fața de tine. Am fost obligat din cauza sfințeniei mele, am fost obligat din cauza faptului că ochii mei sunt așa de curați, spunea omului Dumnezeu, încât nu pot, nu pot să vadă răul, nu suport răul, nu pot să văd. Striga profetul tot prin cartea Isaia, Dumnezeu prin profet, când își ei mâinile, când își îndreaptă ei privirile spre mine și mâinile, împreună cu jerfele lor, eu Dumnezeu, trebuie să-mi întorc fața pentru că nu pot să văd unită sărbătoarea cu nelegiuirea. Nu pot să văd așa ceva. Și în toată asta, grozăvenia asta a păcatului în care se află omul, există un mare cadou al lui Dumnezeu. Există o dragoste imensă a lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, omule bun, mi-am întors fața de tine numai pentru câteva clipe. Ascultați ce strigă profetul lui Isaia 45, versetul 15, chiar de la versetul 14 citesc. Așa vorbește Domnul, câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale sabenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale, Poarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și îți vor zice rugându-se, numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu în afară de tine, de El. Dar, versetul 15, dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Sunt momente în viață în care Dumnezeu se ascunde. Un prim motiv posibil pentru care se ascunde Dumnezeu e din cauza păcatului meu. E pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul din viața mea. E pentru că Dumnezeu vede hidoșenia în care m-am lăsat cu fundat și trimis și pe topoganul pe care am coborât înspre hău. Și Dumnezeu zice, nu pot să văd păcatul de aceea, o să mă ascund puțin de el ca să-l trezesc, să-și dea seama că lipsa mea înseamnă ceva. Că lipsa mea trebuie să-l trezească, să-l apropie, să-și revină, să se întoarcă din nou înspre mine. Nu, nu mâna Domnului este prea scurtă, striga profetul Isaia în capitolul 59 cu versetul 2. Nu, nu din cauza lui Dumnezeu se întâmplă anumite cataclisme cosmice. Nu, din, nu din cauza lui Dumnezeu se întâmplă problemele care se întâmplă. Pandemia asta nu e din cauza lui Dumnezeu. Ascultați ce strigă profetul Isaia 59, versetul 1. Nu, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască. Nici urechea lui prea tare ca să audă. Și nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. În momentul în care păcatul intervine între creștinul autentic și Isus Hristos, Isus Hristos este obligat să-și întoarcă puțin privirea. Dar țineți minte, numai o clipă. Pentru că Biblia zice, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Dar când creștinul realizează problema pe care o are, când recunoaște care e problema lui personală, când pune degetul pe păcatul din viața lui, se întâmplă o minune. Dumnezeu își întoarce privirile din nou spre omul acela și îi spune, așa cum mi-am ascuns fața de tine, mă întorc să-ți fac bine, mă întorc să te ridic, Mă întorc să te binecuvintez, mă întorc să-ți dau o nouă speranță. Aleluia, lăudați să fie numele Domnului. Glorie lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun ceva, nu e binecuvântat doar momentul în care Dumnezeu și-a reîntors fața spre noi, ci e binecuvântat și momentul în care Domnul și-a ascuns fața de noi. Pentru că dacă n-am fi simțit această absență a lui Dumnezeu aparentă, unde am fi ajuns acum? Cum am fi traversat? Cum am fi rezolvat problemele noastre? Uitați-vă, un prim motiv posibil pentru care Iisus se ascunde este din cauza păcatului. Un al doilea motiv posibil este datorită probei. Ne administrează o probă. Au fost momente în care pe paginile Sfintelor Scripturi Dumnezeu uneori s-a ascuns de poporul său și a zis, mă retrag puțin din scena lor vizibilă, deși continui să controlez lumea, și chiar viața lor, continui să stăpânesc tot ce există în jurul lor și tot ce există în ființă, vizibil sau invizibil, dar vreau să-i probez. Uitați-vă cum se retrage parcă Dumnezeu când îi cere lui Avram să-și aducă pe propriul său fiu ca șerv. Unde-i Dumnezeu în asta? Dumnezeu îl trezește de dimineață și zice, Avrame, Avrame, iată m-a răspuns Avram, probabil se aștepta să-i spună Dumnezeu o veste bună. Uite, ți-am dat un copil, o să-ți binecuvântez sămânța, o să fiu de partea ta și vei avea parte numai de bine. Însă cerința lui Dumnezeu este uimitoare. Dumnezeu îi zice lui Avram, Avrame, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Dute în țara pe care ți-o voi arăta, nu-ți dau coordonate GPS, nu-ți spun nimic, nu-ți dau posibilitatea să intri prin aplicații Waze, Maps și așa mai departe prin GPS, ajungi cumva ușor să-ți calculezi câtă merinde trebuie să pui în trai, ca să știi cât de mult trebuie să mergi. Nu știi nimic, știi doar atât că trebuie să te pregătești, că trebuie să pregătești lemne, trebuie să le tai să fie pregătite pentru jerfă, trebuie să iei cu tine foc și cuțit și trebuie să-l iei pe propriul tău fiu pe singurul tău fiu, celelalte paranteză din viața ta, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Și trebuie să mi-l aduci mie ca jertfă. Vă rog să vă puneți în pielea lui Avram. Vă rog să vă întrebați. Nu s-a gândit Avram unde e Dumnezeu? unde e Dumnezeu care a zis să nu ucizi? Unde Dumnezeu care a zis că nu acceptă jerfe care sunt umane, adică oameni. Jerfele plăcutele lui Dumnezeu niciodată în spațiul ebraic nu au fost jerfe umane. Asta era un afront la divinitate. Când cineva își jerfea fiul în numele lui Moloch, acel om trebuia să fie eradicat din spațiul ebraic, trebuia să fie omorât cu pietre. Dumnezeu nu accepta jerfă umană. Și același Dumnezeu vine la Avram și zice, băiete, Pregătește-ți bagajul, nu mă interesează câți argați, câți sclavi e cu tine, câți angajați, dar trebuie să-L neapărat pe Isaac. Și du-te unde să vă spun eu, nu-ți spun de pe acum. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva în seara azi. Niciodată călăuzirea lui Dumnezeu nu este o călăuzire exhaustivă, adică detaliată cu punct și virgulă tot. O grămadă zic, dacă mi-ar arăta Domnul cum arată viitora mea soție, asta mi-a liniștit. te cred. O grămadă zic, dacă mi-a arătat Domnul cum arată soțul meu. Mai liniștit asta. Te cred. Dumnezeu zice, te voi călăuzi, însă modul în care eu aleg să te călăuzesc este pas cu pas. Îți spun cum să faci pasul 1. Intri în el, după ce ai intrat în el și ești aproape gata să se termine pasul 1, o să-ți pasul 2. Nu o să-ți dinainte, ai trecut de pasul 2, pe care ți-l cer, mi-ai demonstrat loialitate și încredere în mine, zice Dumnezeu, când e gata, gata să nu mai știi ce să faci, îți arăt pasul 3. Avrame, ia-l pe singurul tău fiu pe care îl iubești? Tot ce înseamnă jertfă pregătește și du-te pe drum. Unde? Unde îți voi arăta? După 3 zile de mers, după trei zile de mers, cu gândul că urmează jertfirea, Spune Biblia, s-a uitat la orizont și a văzut un munte. Și Domnul i-a zis, acela muntele. Doamne, dar ce sens are să mă duc trei zile și să nu-mi spui nimic? Ce călăuzire asta, Doamne? Mai ești un control sau te-ai ascuns? Dar, Doamne, mai am o problemă. După ce voi ajunge pe muntele la, cum se va întâmpla tot? Și Dumnezeu parcă e ascuns. Numai la momentul critic îi zice ceva. Și uitați-vă că e ceva înfiorător. Angajații lui Avram rămân la palele muntelui cu măgarii, cu mijloacele de transport. Și pe munte urcă doar Avram și cu Isaac. Mai dureros este că Avram e nevoit să pună în spatele lui Isaac lemnele. Și Isaac se uită în jur și zice, tati, aici sunt lemnele, am văzut că ai și cuțitul, am văzut că ai și foc. Am o mare problemă și o mare întrebare. Unde este mielul? Tati zice Isaac că te Avram, când am mai fost cu tine la jerfă, exista un miel. Unde-i? L-ai uitat acasă? Trebuie să ne întoarcem înapoi trei zile? Asta era gândirea lui Isaac. El nu știa nimic. În momentul ăla, Avram putea să pună o întrebare și să zică Dumnezeule unde ești? Te-ai ascuns? Însă Avram are încredere în Dumnezeu. Avram știe că Dumnezeu nu nu e dispărut de pe scenă. Avram știe că ceea ce rut el Dumnezeul lui Avram va îndeplini. Știi ce credință avea Avram? Uimitoare. Avram a zis dacă ajunge băiatul ăsta să fie ars să fie adus ca jertfă, ca ardere de tot și e carbonizat, rămâne numai niște bucăți de cărbuni, cenușă. Din cenușă Dumnezeul meu e capabil să mi redea exact cum este acum pe Isaac. Să ai încredere în Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu e în controlul vieții tale, să știi că atunci când totul se năruie, când ce cere Dumnezeu e împotriva logicii, e împotriva planurilor tale, e împotriva statisticilor umane, e împotriva aparent a scrierilor biblice, aparent doar, să rămâi de partea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, am încredere în Tine, Tu vei purta de grijă. A purta de grijă Dumnezeu? Nu mai intru în foarte multe detalii, doar atât vă prezint scena. Nu știu cum a pregătit altarul, să nu credeți că pe vârful ăla de munte a fost ușor să găsească lemne, care, pietre care să fie netede, să nu se răstoarne altarul. Și după ce pune pe Isaac pe altar, după ce pune și lemnele pe altar, după ce leagă, cu siguranță se gândea că în momentul în care simte că îl frige, are senzația să sară, ca orice adolescent, avea undeva la 13 de ani băiatul ăsta. Îl leagă bine, să-ți legi propriul tău fiu. Și în ultimul moment, când e pregătit cu cuțitul ridicat, numai atât mai trebuia să facă să-l înfigă în inima lui Isaac. Se aude un glas din cer. Dumnezeu trimite un înger și spune, aleargă, aleargă! Nu mă interesează cât de mult trebuie să dai din ari. tu trebuie să ajungi acolo urgent! Urgent! E ultima secundă! Dacă nu Avram știu că e credincios și va așeza cuțitul în inima lui Isaac. Și tu trebuie să ajungi la timp! Vreau să vă spun ceva, Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu nici nu se ascunde, nici nu întârzie. Dumnezeu va veni la momentul oportun. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Avem un Dumnezeu care atunci când pare că se ascunde, ne probează. Și spune Biblia, îngerul i-a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci niciun rău. Că știu acum că te tem de mine, încât n-ai cruțat nici măcar pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pentru mine. Îl proba de fapt Dumnezeu. Era un test pe care trebuia să-l vadă cerul, iadul, îngerii, serafimii, toate ființele care asistau la această scenă din perspectivă angelică, pământească și chiar demonică. De fapt, Dumnezeu, când părea că e absent, El nu mai atât făcea, îl proba pe Avram. Știu acum, a zis Dumnezeu, că te tem de mine. Și știți bine că i-a găsit soluția pentru că un berbece, de unde a găsit un berbece acolo Avram? Cum de și încurcat, da, întufiși coarnele? Cum de? Nimic nu-i la întâmplare. Le vreau să spun ceva în această seară. Chiar dacă Iisus uneori este ascuns, să nu uiți, Iisus, Domnul Iisus, Dumnezeu, niciodată nu-i anilat. Sunt momente în care problemele îți dau senzația că l-au luat pe sus, pe Dumnezeu. L-au luat prin surprindele, accidentele, l-au luat prin surprinde, cataclismele cosmice, persecuțiile care se întâmplă în lumea, în lumea a treia. Persecuțiile, pentru că am vizionat recent un videoclip și am realizat ceva înfiorător, religia cea mai persecutată în lume e creștinismul. Oameni care sunt persecutați, fete care sunt obligate să fie să se căsătorească cu musulmani, cu oameni pe care nu iubesc și care n-au nimic cu Dumnezeu, creștini și creștini care sunt tăiați, împușcați, carbonizați. La ora actuală, când noi avem libertate, unde e Dumnezeu în toată ecuația asta? unde e Dumnezeu în pandemie? Se întreabă o grămadă de oameni. unde e Dumnezeu când cancerul face ravagii? unde i Dumnezeu când oamenii își conduc pe ultimul drum pe cineva drag? unde i Dumnezeu când Iov stă pe o grămadă de cenușă și strigă în disperare și zice Doamne, de ce mă consider o frunză pe care o bate vânt oricând? De ce mă consider un pai uscat care nu are valoare în lumea asta? Unde ești, Doamne? De ce ți-ai ascuns fața de mine? Parcă Dumnezeu a fost anihilat de problemele noastre. Ține minte, Dumnezeu, chiar dacă se ascunde, nu-i anihilat. În momentul în care norul l-a ascuns pe Iisus de ochii ucenicilor, aveau toate motivele să spună, nu mai credem nimic, nu mai putem să înțelegem nimic. Cum de Iisus Hristos nu ne-a pregătit, măcar, domnule? Cum de nu ne-a spus în prealabil? Veți, stați cu minți, la minutul cu tare mă ridic. Unde Iisus? E anilat? Când un nor ți-l ascunde pe Iisus, ține minte ce spun în seara asta, norul nu ți-l anihilează pe Iisus. Adică nu îl duce în neexistență. El a fost, este și va rămâne pentru întotdeauna lăudat să fie numele Lui. El este Domnul Domnilor, El este viu pentru vecii vecilor, El e Dumnezeu. El nu poate fi anihilat de problema prin care treci tu, El nu poate fi anihilat de situația critică pe care o traversezi. Știu că ți-e greu, știu că e foarte greu în viața ta, însă nu uita, când Iisus i-a ascuns, nu-i anihilat au încercat mult să-l anileze. Au încercat în primul secol o grămadă de lideri religioși și politici să-l distrugă pe Isus. Și au zis, oameni, puteți vorbi în numele oricui, puteți vorbi în numele unui preot, a unui prelat, a unui ucenic, a unui apostol, dar nu mai suportăm să vorbiți în numele lui Isus. Să dispară numele să. Să fie scos afară din vocabularul vostru. Au reușit să-l scoate? Niciodată. Isus e viu. Isus e prezent cu noi. Isus chiar dacă e ascuns, nu-i anilat. Din problema ta n-a dispărut Isus. Ți se întâmplă uneori nu doar să crezi că nu mai există. Alteori vine diavolul și spune, o, oh, există, dar n-are treabă cu tine. N-are treabă cu tine. Nu te mai bagă în seamă. Nu mai are nimic cu tine. are cu alții, dar n-are cu tine. Aveau toate motivele să spună unde e Iisus pentru că e absent. Isus era ascuns, dar nu absent. Isus era ascuns, dar nu era absent. În viața ta te uiți și te compari cu alte persoane și zici, eu nu știu pentru cine vorbesc. Te compari și zici, uite, la cutare persoană așa de bine merge, uite, toate lucrurile sunt în regulă. Da, eu înțeleg că în viața acestei persoane Dumnezeu e prezent, dar în viața mea, dar la mine, la mine e altfel. Nimic nu mai merge, totul e praf. Nu mă mai bag în seamă nici Dumnezeu. Nu mai are nimic de a face nici Dumnezeu cu mine. Ce, ce să mai cred eu în existența lui Dumnezeu când, cum spunea la un moment dat Psalmistul, nimănui, rețineți, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nici măcar lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine, spun unii oameni. Dumnezeu e în cer, există, însă e preocupat cu problemele lui din cer. Am să spun ceva, am să spun ceva. Domnul Iisus Hristos, când ia ascuns de ochii tăi, nu-i absent nu-i absent. Pentru că Biblia zice foarte clar, bărbații aceia s-au întors înspre ucenici, le-a zis așa, acest Isus, nu un alt Isus. Când ei puteau să zică, unde e Isus, Unde e acel Isus pe care l-am văzut 30 de ani? 33 de ani și jumătate. Măcar 3 ani și jumătate când l-am văzut public făcând minuni. Unde e acel Isus? Și bărbații au venit și au zis, acest Isus, El e prezent. Acest Isus, pe care l-ați văzut și care s-a înălțat, el iarăși s-a înălțat, n-a avut nevoie de nicio forță exterioară, s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel, cum l-ați văzut, mergând la cer. Autorul Epistolei către evrei spune în capitolul 13, Iisus Hristos este același ieri, azi și veci. Lăudați să fie în numele Lui. Când ți se ascunde Iisus, să nu uiți el nu e absent, El e acolo. Lângă problema ta, Iisus, lângă proba în care te afli, e prezent Iisus. Să nu cumva să-ți arate ce ar fi să nu existe. Să nu cumva să trăiești o fracțiune de secundă în care să lipsească Iisus. Să nu cumva să ajungi minutul în care să absenteze Iisus din viața ta. Să nu prinzi ora aia în care Iisus să nu mai fie. roagă în fiecare zi, cum mă rog și eu, Doamne, nu vreau să trăiesc ora, minutul, secunda, ziua, anul în care să absentez tu din viața mea. Nu-mi trebuie predici fără Isus, nu-mi trebuie cântări fără Isus, nu-mi trebuie prezență la biserică fără Isus Hristos, nu-mi trebuie anturaș fără Isus Hristos, nu vreau fără Isus, nu vreau viață fără Isus. Voi vreți? Nu vreți. Știu că nu vreți. Îmi ține minte ce spun. Chiar atunci când e absent, aparent, el e prezent chiar atunci când este ascuns de ochii tăi și tu nu-l mai vezi ca altă dată, el e acolo. El îți numără lacrimile, nu pentru că vrea să te vadă plângând că îi place asta. Nu-i cinic Dumnezeu, ci pentru că vrea să te ajute să-ți formezi caracterul. Pentru că vrea să te învețe să traversezi mai ușor anumite bariere care ți se ridică în viitor. Dumnezeu te pregătește pentru un plan, să nu uiți. Dumnezeu știe ce are în vedere cu viața ta. Uitați-vă că Iisus Hristos îi pregătea pe ucenici pentru un plan. Iisus Hristos îi proba. Vă va întoarceți voi ucenicii mei dragi în Ierusalim, în odaia de sus, când nu mă mai vedeți fizic? Mai cântați voi cântări când eu nu mai sunt cu voi, fizic doar? Mai înălțați rugăciuni la adresa mea când nu mă mai vedeți în carne și oase? Vă mai întindeți mâine pentru gloria mea să mă înălțați slava atunci când nu mă vedeți cu ochiul liber? Mi-ați atins rănile, da, am înțeles. V-ați pus mâna în coasta mea și da, ferice de voi că ați văzut și ați crezut, dar mai ferice este de voi când nu vedeți și totuși credeți. Și ferice e de noi în această seară, când niciunul dintre noi, după cum înțeleg, nu l-am văzut fizic, însă îl simțim cu noi în fiecare zi. E prezent cu noi, Isus. Când duci în autobuz, Isus este prezent cu tine. Când duci în avion, Isus este prezent cu tine. Când nu mai ai nicio soluție pentru problema din casa ta, Isus este acolo. Lăudat să fie numele Lui. Pentru că vreau să-ți mai spun ceva în al treilea rând. Atunci când Isus este ascuns, El e atent la tine. Putea Iisus Hristos să se înalțe la cer și ei cu ochii zghiți înspre cer să rămână blocați și să nu aibă niciun răspuns. Oricum a avut destul de multă asistență din partea lui. Oricum Iisus Hristos a fost cu ei 24 din 24 de ore, 3 ani și jumătate. Oricum Iisus Hristos i-a mustrat uneori pentru necredința lor. Alteori i-a smuls din valuri, i-a binecuvântat, i-a ridicat, a fost cu ei. Și acum, au avut suficiente dovezi că Isus există, că Isus e viu, că Isus e Domnul Domnilor, mai mult, Am via din morți, dragii mei. Ce dovadă mai mare trebuie? Dar uitați-vă că Isus este atent la ei. Știți de ce vin acești doi bărbați îmbrăcați în haine albe care înțeleg că sunt îngeri? Pentru că privirile lor erau prea blocate spre cer. Adică spre nori, nu spre Isus. Revauri de multe ori ne uităm într-o zonă, într-o direcție și zicem, de acolo ne va veni izbăvirea. Și Iisus zice, opriți-vă, nu vă uitați înspre cer, nu norii vă ajută, nu stelele, nu soarele, nu luna. Nu acele evenimente pe care voi le-ați traversat ca experiențe vă ajută pe voi. Pe voi vă ajut eu, pentru că sunt atent la voi. Biblia zice, au venit cei doi bărbați pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, care le-a vorbit și le-a zis, de ce stați cu ochii uitându-vă spre cer? Acest Isus, care s-a înălțat la cer, țineți minte, nu doar că e viu, nu doar că a fost în mijlocul vostru, vine o zi în care se va întoarce înapoi, dar până atunci, să nu uitați, El e atent la voi dacă dăm câteva pagini și ne vom uita la modul în care e deschisă înălțarea Mântuitorului în Evanghelia după Luca în capitolul 24 o să observăm cât de clar vorbește doctorul Luca același scriitor spune Biblia el adică Domnul Iisus Hristos versetul 50 Luca 24 i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și a binecuvântat a fost atent Iisus la ei? Să știți că binecuvântarea aia le-a ținut mult, dacă nu toată viața. Suntem aici, pentru că cineva este atent la noi. Dacă n-ar fi fost atent Dumnezeu cu noi, ce s-ar fi ales de noi? Ce s-ar alege de viitorul nostru? Biblia zice, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Cuvântul Domnului spune, el s-a înălțat la cer, chiar în Evanghelia după Marcu, și s-a așezat la dreapta Tatălui. Și la dreapta Tatălui a început o activitate pe care nu și-o termină, decât atunci când se încheie socotelile cu pământul. Și activitatea asta se numește Mijlocire pentru tine. Imaginea aceea în care valurile erau puternice când ucenicii erau în valuri, când furtuna a venit puternic peste corabia în care erau ucenicii. Pentru că și în corabia cu sfinți bat valurile. Să nu-i mai lași diavolului să aibă putere în mintea ta și glasul lui să fie așa răsunător, arogant, când îți spune, a venit necazul peste tine pentru că nu te mai iubește Dumnezeu. Să nu-L mai lași pe diavolul să-ți spună, a venit furtuna peste corabia în care te-a tu și casa ta, pentru că Dumnezeu nu mai are nimic cu viața ta. Da, se poate ca El să se fie ascuns din cauza unui păcat al meu sau al tău, dar ascunderea Lui nu-i veșnică. Într-o clipă te părăsisem. Spunea psalmistul în psalmul 37, da, pentru câteva momente ți-ai ascuns fața, Doamne, și m-am tulburat. Am început să intru în panică, să zic, Doamne, unde ești? Întrebările ăștia știu că le ai sau dacă nu le ai, le-ai avut sau dacă nu le-ai avut, le vei avea. Asta e viața în care ne trăim noi toți. Și viața pe care o trăim e o viață normală, asta e viața în care trăim. Situații dificile, însă vreau să spun ceva. Când Isus i ascuns de tine, nu uita, El nu-i anihilat, El nu dispare, El e în controlul Universului. Viața ta cu fiecare amănunt al vieții tale, cu fiecare descurajare pe care o ai, cu fiecare descumpănire în care te afli, cu fiecare gând care uneori e negru și înfiorător, totuși Isus e acolo când în jurul tău vin vacam de vorbe, frământări peste frământări, gânduri negre, zice profetul la un moment dat, salmistul, se frământă cu grămada la meu, însă nădejdea ta, Doamne, îmi dă speranță, însă cuvântul tău mă ridică, Doamne, însă cântarea pe care o ridic la adresa numelui tău, cum spunem, salmul 13, până când, Doamne, mă voi uita încetat, până când îți vei ascunde fața de mine, dar el termină salmul așa spunând, eu când Domnului, că mi-a mi făcut mult bine, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să stăm ridicați. Haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu. Așa, în următoarele momente, să te gândești foarte bine la viața ta. O să te rog frumos să-ți închizi ochii, pentru că așa îți amintești mai ușor de acele circunstanțe prin care ai trecut, de acele momente dificile din viața ta, de acele stări în care diavolul ți-a spus, Iisus a fost anihilat. Și credința pe care ai avut-o e falsă. Ascultă-mă tu, suflet care nu mai poți să crezi ca altădată în puterea lui Dumnezeu. În această seară, prezent între noi, este prezent Iisus Hristos, este viu. Este viu și lucrător cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului este ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde până acolo că desparte sufletul de duh, încheieturile și măduva, judecă simțimintele inimii. Oriunde te afla, poate nu ești în sală, poate ești online. Acolo unde te afli în camera ta, poate ești într-o mașină, poate ești într-un alt mijloc de transport, nu știu unde te afli, poate te-ai ascuns undeva într-o grădină și ți-ai pus în dopuri mesajul din seara asta. Să știi că Dumnezeu te iubește, să știi că Dumnezeu îți spune într-o izbunire de mânie: Îmi ascunsese în fața de tine. Dar să nu uiți, să nu uiți, te voi primi iarăși cu o dragoste veșnică. Isus Hristos te iubește! Dragostea lui Dumnezeu este imensă, la Golgotha ți-a demonstrat iubirea Lui, când pe palmele Lui a lăsat să intre niște piroane lungi și croase care i-au străpuns mâinile, o lance romană în care soldatul nici măcar n-a știut ce face, i am fipt cu asta, de unde s-a scurs sânge nevinovat pentru tine. Iisus Hristos te iubește! Îl simți ascuns pe Isus? Simți că problemele prin care trăiești sunt așa de grave sunt așa de accentuate în viața ta, încă zici, Doamne, Doamne, unde ești acum? Doamne, te-au luat problemele? Te-au dus într-o altă zonă, Doamne? Doamne, problemele pe care le am eu sunt mai mari decât Tine? Doamne, n-ai o soluție pentru problemele mele? N-ai o rezoluție pentru cazul pe care travesez? Doamne, Tu chiar nu mai ai niciun răspuns. Doamne, unde ești? Unde ești? Mă simt ca o frunză, cum zicea Iov, pe care o bate vântul și praful o duce departe. Mă simt ca un un paios n-am valoare. Mă simt cum se zicea despre marele om al lui Dumnezeu Ioan, botezătorul, ca o trestie purtată de vânt când în dreapta, când în stânga, când în față, când în spate. Te simți ca o trestie care nu mai e valoare. Am un mesaj pe care vreau să-l transmis, e din partea Mântuitorului Isus Hristos. El trestia frântă, nu va nu va zdrobi de tot, nu o prinde în palmă să o distrugă. El mucu care încă mai arde, nu-l stinge de tot, nu-l suflă să nu mai aibă nicio forță. Să nu uiți, El te ridică din nou, aleluia Domnului Isus Hristos. El este prezent în viața ta atunci când e ascuns de ochii tăi. El e acolo, El nu e absent, El pare a fi absent, dar e acolo. Și nu numai că e acolo, e așa de atent la problemele tale. El va veni să ți se arate, poate nu-L vei vedea în carne și oase, poate nu-L vei vedea într-o poate nu-i vei auzi vocea ca tunetul, poate va veni ca în cazul lui Ilie, când era la gura unei, unei peșteri, când a zis, Doamne, nu mai vreau să văd oameni, sunt mai rău decât părinții mei, nu mai am nicio perspectivă, sunt praf și pulbere, pe urmele mele calcă Izabela, împărăteasa care vrea să-mi distrugă viitorul și vrea să mă moare. A promis că nu mai rămâne capul pe trunchi mâine la ora aceasta, însă Domnul i-a zis să nu uiți chiar dacă par absent chiar dacă nu mă mai vezi ilie ca pe muntele carmel sunt aici chiar dacă nu mă auzi printr-un tunet printr-un bubuit printr-un sunet ca zguduirea unor stânci vin liniștit la tine printr-un susur blând și subțire Că asta e starea pe care o traversezi La prezența unui bubuit te-ai prea tare. Asta e problema pe care o ai, asta e drama pe care o, o ai în sufletul tău. Însă să nu uiți, am metode prin care să-ți dau de mâncare. Pe o turtă, spune Biblia, în mijlocul deșertului, pe niște pietre încălzite la un foc pe care l-a aprins Îngerul Domnului. Era o turtă încălzită și Domnul i-a spus prin Îngerul Domnului lui Ilie, mănâncă, după ce te-a odihnit suficient, după ce ai stat într-un moment de repaus ca să-ți trupul, să nu Uiți, eu am un plan cu tine și vreau să-ți arăt că sunt atent la tine. Nu știu care e modul în care Dumnezeu îți va arăta atenția Lui. Nu știu care e modul în care Dumnezeu te va ridica din nou. Nu știu care e modul în care vei simți cum mâinile Domnului vor fi întinse spre creștetul tău și simți chiar acum o prezență specială. Este prezența lui Isus Hristos. Dacă simți că Isus Hristos este lângă tine, dă-i această inimă din tot sufletul tău Lui și spune Doamne, dă voie în această seară să te îmbrățișez. Tu ești deci, iubitul inimii mele, Doamne. Vreau să te am în inima mea, Doamne. Chiar dacă nu te-am văzut de o vreme, chiar dar dacă nu mai sim prezența ta, dacă este cineva dintre cei prezenți, dintre cele prezente care în această seară, au o nevoie specială să ne rugăm pentru subiectul acesta, pentru că realizează că Isus al lor este ascuns, că Isus al lor nu-i mai e dată, așa de vizibil, așa de pregnant în viața lor, așa de implicat în, în problemele lor. O, o rog pe această persoană, indiferent cine e, bărbat sau femeie, tânăr sau tânără, să, să ridice o mână sus în prezența lui Dumnezeu. O să ne rugăm special pentru mâinile care se ridică și pentru inimile care stau în spatele acestor mâini. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine care ai ridicat mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sunt mai multe mâini care s-au ridicat și ne rugăm cu toții cu credință. Simt cum mâinile Domnului se întind înspre noi. Abrit Faragano Menovelis. Isus Hristos este prezent în locul acesta. Lacrimile tale și ale mele sunt dovada faptului că Isus este simțit de inima ta. Este simțit de inima mea. Isus e acolo, lângă problema ta, lângă năucirea în care te afli, lângă drama pe care o traversezi. Isus e prezent lângă tine și îți spune cu drag, am soluții pentru tine. O să-ți arăt cum te binecuvintezi, cum îți dau o nouă speranță. Cum le-am arătat ucenicilor, doi bărbați îmbrăcați în haine albe, pentru că Hristos nu lucrează cu haine negre. Iisus lucrează numai cu curățenie și cu lumină. Le-a trimis mesajul care era un mesaj scriptural, un mesaj biblic. Acest Iisus nu altul. Acest Iisus să intre în inima ta. Acest Iisus să fie simțit de viața ta. Acest Iisus să te atingă în această seară. Acestui Iisus să-i spui problemele tale. Îți dau timp. Să intrăm în această rugăciune și cu sinceritate să vin în fața Lui Dumnezeu să spui, Doamne, uite-te la problema mea, uite-te la starea mea, doamne. Te văd ascuns, doamne. Parcă te-ai ascuns de ochii mei, recunosc că am păcate care te-au făcut și te-au determinat să, să te ascunzi de mine. Nu merit fața ta, Doamne, nu merit dragostea ta, nu merit iubirea ta, dar, Doamne, dacă mă probezi, dă putere să rămân în picioare, să rămân de partea ta, să înțeleg că nu ai fost și nu vei fi niciodată anihilat, că nu ești absent niciodată, Doamne, că Tu ești atent cu mine și mi iubirea ta și dragostea ta. Intrăm cu toți în rugăciune. O, Doamne, suntem înaintea prezent.